Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Sincer să vă spun, de-abia aștept să vină primăvara mai repede pentru că m-am săturat să filmez la lumina becului. Cât de curând o să-mi cumpăr și niște lumini, dar tot mi se pare mai mișto să filmez la lumină naturală. În fine, sper că mă vedeți bine, sper că e tot ok, sper că voi sunteți bine și că vreți să vedeți care au fost favoritele mele în această iarnă. Bun, dar înainte să începem aș vrea să fac două anunțuri, de fapt 1 și jumătate, 1 și o întrebare. Anunțul este faptul că pe data de 4 martie și anume duminică de la ora 12 aș vrea să organizez un live. Facem 4 ani pe YouTube? 4 ani pe YouTube și ca anul trecut și am impresia că și acum 2 ani vreau să organizez un live, să stăm de vorbă față în față sau oricum un pic mai personal. Așadar, dacă vreți să fiți alături de mine pe 4 martie de la ora 12, eu o să fiu acolo, sper că să fiți și voi. Și în al doilea rând, vreau să vă întreb, doar să-mi spuneți, mă gândeam să fac un vlog, să filmez săptămâna asta, care urmează acum, care începe mâine, să filmez un vlog pentru că sunt mai multe chestii drăguțe, o să filmăm niște chestii mișto despre cărți la British și mă gândeam să vă arăt. Aș vrea să mă duc la Cartepedia, la librărie, m-au invitat cei de acolo și mă gândeam să vă arăt și asta. Aș vrea să vă mai arăt cum filmez, cum va fi live-ul, să vedeți așa din spatele camerelor. Așadar, dacă vreți să vedeți un vlog, spuneți-mi în comentarii ca să știu să-l mai fac. Bun, haideți să trecem însă și la oile noastre. Haideți să începem cu cărțile, pentru că de-aia suntem cu toții aici. Iarna asta a fost cam nasoală din punctul de vedere al cărților citite, în sensul în care nu am știut foarte mult, în afară de 12 Books of Christmas, și apropo o să las link-ul mai jos, și mai ales nu am citit chestii care să-mi placă foarte mult. Cel puțin ianuarie și februarie nu au fost deloc bune, o să vă povestesc în reapapări. Dar am ales totuși cea mai bună carte și anume asta, Turtles All The Way Down, de John Green, carte apărută la noi la Editura 3, ca un șir infinit de testoase. Nu o să mă lungesc foarte mult cu vorba pentru că există o recenzie pentru această carte și o să las link-ul mai jos. Nici cu filmele nu am stat mult mai bine în perioada asta, în sensul în care la finalul toamnei am avut așa un boom în care m-am uitat la foarte multe filme, dar în ianuarie și în februarie nu atât de mult. Apropo, din nou o să las o listă cu ce filme am văzut și ce urmează să văd este același Google Sheet pe care deja cred că îl știți. Cel mai bun film pe care cred că l-am văzut însă iarna asta este din nou unul despre care v-am povestit și anume Sing Street, pe care l-am văzut cred că pe 31 decembrie, ceva de genul, deci la final de an de 2017. Dar am așa o vagă bănuială că filmul pe care o să-l văd astăzi o să-mi placă foarte mult. Mă duc la Call Me By Your Name, despre care am auzit numai lucruri bune și de-abia aștept să vă spun și vouă cum mi s-a părut, însă nu aveam cum să filmez clipul ăsta mâine dacă voiam să și apară duminică. Așadar rămâne să revin cu o părere în videoclipurile viitoare. Am început să descoper ceva mai multă muzică decât de obicei, așa cum știți eu în general cam rămân cu aceleași formații și aceleași trupe, dar am încercat să mai downloadez niște albume, să mai ascult și altceva. De bine ce mă laud că am descoperit chestii noi, asta este oarecum o întoarcere la trecut, că unul dintre soliștii Oasis, Liam Gallagher, a scos un album nou. Am impresia că amândoi au scos un album nou, dar pe lui l-am ascultat, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Doamne, deci sună foarte mult a Oasis, deci dacă vă plăcea Oasis în vremea în care cântau, cu siguranță o să vă placă și asta. Dar mi-am zis, a fost așa o combinație de nostalgie, dar totuși era ceva nou. Foarte, foarte mult îmi place în continuare albumul și vreau să mai ascult de multe ori de acum încolo. Melodia mea preferată fiind cu siguranță Bold, care mi se pare perfectă de la un capăt la celălalt. Mâncare. Bun, la mâncare stăm foarte bine, în sensul în care am mâncat foarte mult și foarte bun, evident, pentru că a fost și Crăciun, am fost și plecată la Londra, a fost mâncare peste mâncare, m-am îngreșat destul de tare, dar despre asta vorbim altă dată. Mi-a plăcut însă, cred că cel mai mult dintre toate, și scuzați-mi lipsa de modestie, este o chestie pe care am făcut-o eu după o rețetă de pe BBC Good Food. Este vorba despre o tartă cu lime și cu lapte condensat, o să las o poză pe aici pe undeva. Cineva mi-a spus că arată ca o mămăligă cu brânză și pot să înțeleg asemănarea, însă, guys, nu puteți să... A fost atât de bună în chestia aia și Ernest este în plantă! Bun, pisica mea este în plantă în momentul de față, este o decorațiune foarte frumoasă, dar, să revenim, nu aveți idee cât de bun a fost, acea tartă și cât de simplu este de făcut, cu un blat foarte basic de biscuiți, cu amestecat cu unt, pus lapte condensat cu lime înăuntru, dat la cuptor, that's it, făcut o frișcă cu niște de-asta, coajă de lime deasupra. Extraordinar, nu știu, se face cred că în 20 de minute plus timpul de la cuptor și este, îmi plouă în gură numai că mă gândesc la ea. Locul meu preferat, că tot am menționat Londra, este cu siguranță Londra. Am două vloguri din Londra și o să las linkurile mai jos, așa că nu vreau să insist foarte mult cu chestia asta. Este a doua oară în viață când am fost la Londra, este a doua oară anul ăsta, adică în 2017 când am fost la Londra și mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că acum am prins mai mult muzeele, partea asta de lucruri în interior. Dar ce mi-a plăcut cred că cel mai mult din toată vizita a fost odată vizita la studiourile Harry Potter și în al doilea rând vizita la Windsor. Deci două lucruri care nu se aflau în oraș efectiv. Mai mult decât atât, mi se pare că deja, v-am zis, am putut să capăt așa o viziune mai clară asupra orașului și deși aș vrea să mă mai duc, nu va mai fi acum o prioritate. Deci dacă va apărea, nu știu, un eveniment punctual la care să mă duc și să stau la iulie, atunci cu siguranță. Dar mi se pare că mi-a făcut așa plinul de Londra pentru următoarea perioadă. Este un oraș foarte, foarte frumos și vă recomand cu tot dragul să mergeți dacă nu ați fost. Sunt o groază de chestii de văzut și, așa cum am zis, mi se pare un oraș foarte mișto de locuit, dar nu pe termen foarte lung. Adică m-aș vedea stând un an la Londra și mai ales dacă am acel deadline, cu siguranță aș profita de toate evenimentele și de toate lucrurile care se întâmplă, pentru că este un oraș extraordinar de viu și de alert. Este foarte multă forfotă, uneori cam prea multă forfotă până și pentru gustul meu, dar cu siguranță dacă ai așa un termen limită, este de stat acolo. Și ca să încheiem cu Londra, cu siguranță evenimentul meu preferat din această perioadă a fost piesa Harry Potter and the Cursed Child. V-am mai zis deja și în vlog și separat că mie scenariul în sine, citit ca atare, nu mi-a plăcut absolut deloc, adică mi s-a părut un fanfiction tristuț și nu înțeleg de ce J.K. Rowling și-a pus numele pe chestia asta. Ok, toată lumea știe că nu e scrisă de ea, dar nu înțeleg de ce a încurajat neapărat sau de ce pe toate coperțile spune acolo, nu știu, approved by J.K. Rowling. De ce fanfiction-ul ăsta și nu altele? Cu toate astea, piesa în sine este absolut extraordinară. Deci experiența piesei este uluitoare, mie mi-a plăcut la disperare. Efectele sunt cum eu n-am văzut în viața mea efecte într-o piesă de teatru. Simțeai efectiv că te uiți la un film, deși era clar că nu aveai cum să ai toate elementele alea de CGI și tot ce înseamnă lucrat pe calculator, pentru că erau oameni acolo, zburau, era magie, era absolut uluitor. Nu știu, a fost fabulos. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și din nou, dacă aveți cumva ocazia să ajungeți la Londra, să vedeți piesa asta, cu siguranță este neapărat de pus pe lista oricărui fan Harry Potter și nu numai. Cred că oricărei persoane care vrea să vadă ceva wow într-o sală de teatru. Dar trebuie să recunosc că, ok, lăsând piesa la o parte, au fost trei momente în care eu m-am simțit mult mai bine decât pe toată durata vacanței la Londra, în toată excursia, au pălit în fața momentelor de care urmeam să vă zic. O să fie foarte cheesy, o să sune foarte cheesy, dar au fost trei momente în ianuarie în care am organizat un fel de petreceri foarte micuțe la mine acasă, foarte restrânse, dar la care eu m-am simțit foarte bine. Odată au venit Denisa și Luca, au venit și au dormit pe la mine, am avut un sleepover cu al meu nepoțel. Apoi, înainte să plece ei, tot așa au venit verii mei, Alina, Radu, cu Mihaela și cu Florin și cu Andrei, Denisa și Luca au venit la mine, tot așa a fost un fel de goodbye party pentru ei, pentru că urmau, așa cum am zis, urmau să plece. Și apoi, de ziua mea, din nou au venit aceeași gașcă de Radu, Alina, Mihaela, Florin, au venit la mine și am prins miezul nopții de ziua mea și a fost așa, am gătit împreună și am băut bere bună împreună și ne-am uitat la filme și am jucat board games și m-am simțit atât de bine cu ei, mult mai bine decât v-am zis, m-am simțit în multe alte locuri și cu multe alte persoane. Nu știu, cumva ori îmbătrânesc, ori începe să mi se pare din ce în ce mai important timpul ăsta petrecut cu prietenii noștri, cu familia noastră. Nu știu, am fost cu Irina și cu Oana la operă și deși opera în sine n-a fost extraordinară, din nou mi-a plăcut foarte mult să merg acolo cu ele. Nu știu, cumva iarna asta, pentru că n-am avut eu personal o stare extraordinară, m-am simțit mult mai bine alături de familie și de prieteni decât aș fi făcut-o în mod normal, poate. Și un lucru pe care sunt foarte încântată să vi le arăt. Intră la categoria de Random Favorites, pentru că nu știu unde aș fi putut să pun altundeva. De fapt, sunt două obiecte pe care mi le-am dorit foarte mult. Pe unul dintre ele le-am primit de ziua mea, pe celălalt am rugat pe cineva foarte drag mie să mi-l creeze. Scuzați o mică întrerupere, sper că acum încadrarea e bună. Deci vă ziceam că sunt două, nu le zice chiar tablouri, două chestii de atârnat pe perete. Una dintre ele am primit-o, am cerut-o de fapt, cadou de la birou, de la colegele mele, de la colegii de fapt. Este o ilustrație făcută de Madalina Androni, că o să las site-ul ei mai jos, că mi-a plăcut foarte mult și mi se părut foarte potrivită pentru perioada asta a vieții mele. Este vorba de asta. Pe lângă faptul că îmi place ilustrația foarte mult, îmi place și sloganul de aici, dar am căutat și m-am găsit. Asta este o colaborare făcută de Madalina Androni cu Raisa Beicu. Și v-am zis, îmi place tot la acest tablouaș, îmi place ilustrația foarte mult, îmi place mesajul foarte mult și mi se pare că o să arate foarte bine și la mine în casă, în sufragerie. Și al doilea lucru este lucru care de fapt îmi place și mai mult, este lucru pe care sunt foarte încântată că o să-l am în sfârșit pe perete. V-am mai înnebunit cu chestia asta, cu When Love Arrives de Sarah Kay, cred că deja toată lumea care se uită la videoclipurile mele a auzit acea poezie, dacă nu o să mai las link-ul odată mai jos. Și-am vorbit cu Alina de la Pers și Alina, care în caz că nu știați face ilustrații minunate, face o treabă foarte bună. Și am vorbit cu ea să-mi ilustreze ea acea poezie. Nu-mi dau seama ce măsură o să se vadă, pentru că este uriaș acest tablou. O să las oricum o poză. Și ea practic mi-a făcut ilustrațiile astea, care sunt foarte mult în stilul poeziilor lui Rupi Kaur, dacă o știți pe ea, sau Kaur, sau cum naiba vreți să o pronunțați. Cu o chitară, cu un colier. Îmi place foarte mult faptul că avem harta Australiei aici și, după cum știți, pentru mine este un loc foarte special. Și nu știu, îmi place foarte mult și v-am zis, pentru mine poezia asta înseamnă foarte mult și mă bucur că în sfârșit o să o am atârnată undeva la mine în dormitor, să o văd în fiecare zi, să o citesc în fiecare zi și înseamnă foarte mult pentru mine. Alina, îți mulțumesc că ai făcut o treabă extraordinară. Bun, astea au fost favoritele mele din această perioadă, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce v-a plăcut vouă în iarna asta și dacă ați văzut un film sau ați ascultat muzica pe care am ascultat-o și eu, să-mi spuneți în comentarii. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un thumbs up și de asemenea nu uitați să vă abonați, apăsând butonul de subscribe de mai jos, ca să fiți la curent și cu alte videoclipuri. Până săptămâna viitoare, când ne vom vedea live, așa cum am zis, nu uitați să citiți cât se poate de mult, să-mi spuneți și mie ce mai știți. Bye!